Tot ce am văzut la petrecerile astea a fost că oamenii care fac parte dintr-o corporație le place foarte mult să bea băuturi tari, dar foarte tari. Și și țin la băutură? Da, da, țin foarte mult la băutură. Am avut, țin minte, un eveniment în care ei, adică băuse o grămadă și spuneau că nici măcar nu m-am încălzit sau tot felul de replici de astea și eu mă uitam că am prins un mire care era cu biserica, cânta la biserică sau ceva de genul. Era în corul bisericii, da. Și poruncă, atunci când i-a dat, când a adus mireasa înapoi, toți furăcioșii ăștia a mireasei, da, i-au pus să zică Tatăl nostru, dar fiecare cuvânt, cuvânt. Tatăl nostru care da. Ești în... Și în momentul în care cineva se încurca, noi eram cu tava de șaturi și trebuia să bea șaturi. Și dai seama că unii anumiți se încurcau și atunci a fost un moment super amuzant. Adică chiar ne-am distrat foarte tare pe momentul respectiv. Noi când dăm acest ord de șaturi, suntem foarte entuziasmați. Haideți toată lumea să ne mobilăm, să facem, pune, strânge, ia nu băutura, toarnă băutura, pune șaturile, hai să intrăm. Și când intrăm, să intrăm cu vibe, adică ne luăm șervețele în mână, aruncăm cu șervețele. Bine, asta unde ne permite, adică da, nu toate să le putem face treaba da. Asta. Și el ne spunea că vai, dar ce, stați să vedeți ce moment mișto o să vă fac eu, Doamne, și când am auzit, dar prima oară în capul meu, eu nu-mi dădeam seama dacă e vreun început de piesă bună sau chiar dacă ploaia s-ar opri și stăteam și mă gândeam în capul meu, cred că nu. Și deci a fost cel mai trist moment din viața mea, foarte trist. Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Bezei. Înainte de a vă prezenta invitata de astăzi, aș vrea să mulțumesc sponsorilor noștri, Balcan.ro și Cotnari. Astăzi avem un vin de la Cotnari, o busuiacă de bohotin, după cum vedeți, un demisec pe care o să-l bem eu și invitata. Vreau să vă reamintesc că dacă intrați pe site-ul balcan.ro puteți achiziționa produse reduse cu 10% dacă folosiți codul de reducere BZ10, deci nu ratați această ofertă. Dați share, like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Acestea fiind spuse, eu urez bun venit invitate de astăzi, Miruna Enache, antreprenoare, unul dintre fondatorii Hot Shot, un bar mobil mai exact. Bună, Miruna! Bună ziua, Raluca, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Da, este vorba de un bar mobil, totul a luat naștere printr-o idee așa foarte... Ați văzut, nu știu, modelul acesta pe undeva sau pur și simplu voi v-ați gândit că ar fi interesant să avem și noi la un eveniment? Modele de bar, da, mai existau înainte de noi, foarte multe, doar că da, ne gândeam puține. Foarte mult ce să facem ca să combinăm și utilul și plăcutul. Și în felul ăsta am reușit să facem ceva chiar foarte... Și utilul foarte și plăcutul, mai ales că tu ești Petre Creaț și eu, deci noi suntem și el, care, și el da. Și toți care fac parte din această echipă. Cât sunteți acum în echipă? Mai depinde de toate evenimentele pe care le avem timp de o zi. Noi putem lua până la 7 evenimente pe zi, pe noapte. O, aveți ceva? Da. În momentul în care sunt solicitări de mai multe evenimente, suntem și noi mai mulți. Când sunt mai puține, este mai puțin. Da. Echipă, ca și echipă, da, depinde și de numărul de persoane care pentru care e semnat contractul. De la 200 de persoane încep... La 200 de persoane trebuie să meargă 2 barman, de la 200 în sus mergem pe 3. Mm-hmm. Adică... Și oricum la noi nunțile cam sunt majoritatea așa, nu? 100, 150, 200 da, cam da. Am văzut că... Mai sunt și nunți mai minimaliste mai așa, care nu vrea pe bunicul, nu vrea pe bunica, adică na, nu vor cunoscuții părinților de la... țară sau mai știu eu, adică... Păi șaturile le consumă acum majoritatea
tinerilor, dar cred că cer că nu și da, ce... Da, ai fi surprinsă. Deci îndrăznesc super mult acum și cei de vârsta a doua, ca să zic așa, îndrăznesc mult să vină spre noi și, da, mai ales că noi ne place foarte mult să fim sufletul petrecerii și nu doar stăm în bar, dansăm, cântăm, avem tot felul de instrumente pentru bar pe care le luăm în mână și cântăm la ele și dăm și la oameni, hai, cântă și tu cu noi. Da, sau... faceți un karaoke, ceva? Și păi în felul ăsta lumea e atrasă, adică, na, lumea e super atrasă de colaborarea asta, să fie băgați în seamă, asta e tot ce contează. Bine, cu siguranță și băuturile, gustul și așa mai departe. Ajungem și la partea de băuturi. Da. Dar zi-mi de cât timp faceți asta, când v-ați apucat? Noi ne-am apucat, acum mergem pe al treilea an, de când ceva facem timp. Treaba asta, da. Mulți înainte. Mulțumim frumos, Doamne ajută la toată lumea. Măi, e frumos. Adică e... Păi la început cred că era mai complicat faptul că oamenii nu prea aveau idei despre ce vorba, decât dacă fuseseră poate la evenimente unde erau baruri mobile. Dar acum cred că e ceva normal când vorbești de bar mobil. Oh, da, oricine acum, știe. Da, da. Acum da. Oricine știe și oricine vrea. Nu prea... Adică dacă mergi la o nuntă și nu ai bar, nu că... l-am eu acum și vreau să-mi fac reclamă, dar e supărarea aia, nu sunt șaturi, nu sunt cocktailuri, nu, chiar am întâmpinat situații și da, contează foarte mult din punctul meu de vedere. Schimbă atmosfera. Schimbă în totalitate atmosfera. Și ați început cu un număr de cocktailuri, de șaturi, am văzut că aveți și tortul cu șaturi. Da. Am început toate pachetele noastre încep de la un preț mai mic până la cel mai mare, depinde și ce vor miri. Încercăm să facem tot posibilul să ne pliem unul față de celălalt și încep număr de cocktailuri de la 5, 6, 7, 8, depinde și ce își doresc ei, pentru că le dăm și opțiunea de a alege ei cocktailurile. Dacă doresc unul anume sau dacă doresc un anume tip de șat sau toate chestiile astea le vorbim cu ei, nu suntem atât de fix și mai putem schimba una alta. Da, mai ales că e o multitudine, cred că, de combinații de șaturi, da, și de cocktailuri. Bine, la șaturi și da, sunt super multe chestii pe care poți să le faci, băuturi și da, foarte... Deci aveți în funcție de cerințele mirilor, da? Un număr de cocktailuri și de șaturi. Dar maximul cât poate fi? Adică poate fi, nu știu, o petrecere cu număr nelimitat de cocktailuri și șaturi? Toate petrecerile sunt cu număr nelimitat. Deci bem până nu mai până putem. Până cădem jos. Atunci de ce, da? Da, deci toate petrecerile, tot ce oferim noi, oferim, de exemplu, dacă mirii vor un pachet mai mic, la un preț mai mic, o să facem în așa fel încât să punem un număr de cocktailuri, dar acele cocktailuri și șaturi și tot ce ține de bar să fie nelimitat toată noaptea. Adică să nu întâmpinăm situația de a veni un domn, o doamnă, un invitat la bar și să spunem că nu mai puteți servi sau ar fi de tot răsul. Ați depășit limita. Ați depășit limita fixul. Nu vrem. Adică nu vrem să întâmpinăm situații de genul. Nu. Mai bine discutăm și le prezentăm ofertele și pachetele noastre și facem în așa fel încât să ajungem la o ofertă convenabilă și pentru ei ca să nu se ajungă acolo. Da, să renunțe sau da, să fie dezamăgiți că nu pot să aibă barul mobil. Da. Dar spunem, voi calculați prețul pe număr de persoane, da? Da. Bun, și care e cel mai mic preț, de exemplu? Cel mai mic preț începe de la 4 euro. Asta avem și pachetul în care mirii și pot achiziționa singur băutura. A, deci nu veniți cu băutura voastră? Noi. De acolo începe pachetul. De acolo încep ofertele, pardon. Avem pachetul de a-și achiziționa mirii singur băutura și după aia începem pachetele cu băutura noastră. Da, e în funcție de preferințele... Da, de preferințele fiecăruia. Da. Poate unora le se pare că iasă mai ieftin cu... achiziționându-și băutura, poate, na,
Fiecare da, sau da, după da. Comoditate. Dacă ei nu vor să se complice prea mult, iau pachetul ăla în care venim noi cu tot. Cu tot, tot, toată materia, tot. De complicat oricum, cam toți încearcă să nu se mai complice. Tocmai, da, toți încearcă să... De asta au pus și wedding planneri și cei care da. Organizează nunțile, evenimentele, ca da. Să ți iei o grijă. Îți faci un buget, depășești bugetul, cam așa se întâmplă de fiecare dată la evenimente. Bugetul nu e același. Se depășește da, de obicei. Da, da. Da. Bine, și depinde la noi bugetul ăsta de fiecare număr, de fiecare nuntă, numărul de invitați, pentru că niciodată n-am pus, să zicem, un pachet de 4 euro și el să spună că aibă, care, pardon, 180 de invitați și au venit 120 și noi să luăm bani pe 180. N-a fost niciodată. Adică da. Am fost super fair play. A prins și perioada, cred că asta, când a fost după pandemie și, da. Sau chiar în pandemie, au fost situații când n-au venit toți invitații la evenimente. Știu, au povestit miri care au pățit asta. Da, n-am prins perioada pandemică, cred că exact după aceea voi ați anul început, de după, da. 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 Dar a fost... Noi am... început toată treaba asta undeva prin luna iulie în anul respectiv, ceea ce înseamnă sezon, adică era în sezon. Nu ne așteptam nici măcar 1% să prindem noi mai... Am prins o nuntă la verișorul soțului meu și de acolo... A plecat-o, nu? Da, și de acolo toată lumea. Bine, a fost și cu tematică, am avut ori de șaturi cu seringi, pentru că ei doi erau medici, am zis că hai să venim cu ceva... Personalizat, super, da, da. Super personalizat pentru ei. Și de acolo a pornit tot. Adică a început să ne scrie lumea, inclusiv în seara respectivă ne luase oameni deoparte și ne întrebase de acel tort că au nu, pardon, că au nuntă, că vor să-și achiziționeze și ei tortul și mai departe. Sau barul complet, depinde de... Da, ce ziceam, dacă participi la un eveniment unde voi deja sunteți, mulți se gândesc să facă la fel, să apeleze la voi. Da, păi, până la urmă, e foarte bine. Sunt că foarte văd, multe da. Persoane care din seara respectivă ne contactează și cer un număr de contact și, adică vor foarte mult să colaboreze cu noi. Ceea ce pe noi, bineînțeles, ne bucură super mult. Da, asta e mare lucru, dar... Da, e în funcție și de cât puteți. Și de cât putem, că dacă da, ați avut 7 evenimente, într-o 7 solicitări, ca să zic așa, într-o seară, că de obicei seara, nu mergeți, da, nu mergeți în timpul zilei. Da, depinde. Nu, doar în nunțile de duminică, ce încep un pic mai devreme față de cele de sâmbătă și vineri, dar... Tot seara se lasă, adică nu se încheie totul seara. Nu. Păi beau câteva șaturi, se activează. Asta e. Și apoi petrecere. Petrecere întoi după. Dar care a fost, nu știu, recordul de șaturi pentru un invitat? Ați numărat vreodată? Cât a putut bea un invitat la o petrecere? Măi, nu, dar nu ai cum să le numeri, pentru că, da, în toată seara, tu mai ai o pauză de masă, timp în care cineva este la bar și poate invitatul respectiv vine atunci când tu ești în pauza de masă. Da. Nu a pus să le numeri. Dar sunt tineri care pentru asta vin, pentru șaturi, 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 șaturi. Sunt tineri care nu beau șaturi. Depinde, sunt evenimente și evenimente la care se consumă, la care un număr foarte mare de șaturi, de cocktailuri. Altele care doar cocktailuri, altele care doar șaturi. Da. Bine, pe lângă astea sunt și 2, 3, 4, 5 cocktailuri câte așa, doar că depinde cum și ce. Da, depinde de preferințele lor. Da. Dar aveți vreun cocktail sau vreun șat care e cel mai consumat? Toți vor să bea sau poate mai multe? Da, sunt adică șaturi. Vedetele. Vedeți-le, barul. Da, adică nu știu, ați observat poate la evenimente că toată lumea le cere, știi? Pe bază de cocktailuri, da, sunt doamnele care beau Hugo, super, super mult, o da, băutură foarte fresh. Cerută și mai ales vara, da. E fresh și răcoare, da. Chiar foarte bună, Aperolul la doamne, da. Cuba Libre la bărbați, mm-hmm. Long Island, da, tot deci la bărbați. Astea, da. Da, deci practic cele clasice, puțini invitați care au mai cochetat, să zic așa, cu domeniul și au ei preferințele lor. Dar
sau știu deja că na, au mai consumat poate în alte părți și le plac acele gusturi, știi, și încearcă să vadă cum e și la voi. Păi dacă voi faceți combinații atât de multe de șaturi, înseamnă că cei care vin pot să le încerce pe toate, adică dacă... Da, da. Deci sunt invitați care vin și iau meniul de la cap la coadă. Acum vreau de asta, acum de asta. Adică e super curioși de toată treaba asta, dar sunt invitații care sunt, eu vreau doar asta. Da, adică, sunt mai tradiționali, ca să zice așa. Depinde cât de mult îți place să încerci lucruri și ține de gustul fiecăruia. Să experimentezi. Dar zi-mi la cocktailuri, câte combinații pot fi făcute? Adică eu am văzut la șaturi. Eu am văzut șaturi, dacă le-am și băut, că au 4, maxim 5 combinații de băutură alcoolică și siropuri. Da. Există și mai mult sau cam asta e media? Pot fi și piureuri băgate în șaturi. Da. Astea alcool, oricum mai reduc din alcool, nu? Da. Asta da. E și ideea, nu te înveți... Din gustul alcoolului, dar... Alcoolul, da. Dar mă gândesc că și din alcool mă refer la faptul că nu te înveți atât de repede, nu? Da, dacă bei... adică astea care sunt făcute cu siropuri, cu tot felul de combinații, tu poți să reduci mai mult, într-adevăr, dar în momentul în care te trântesc, să zic așa... Adică își fac efectul. Da. Depinde acum. Da. Toată lumea trebuie să conștientizeze că e la un eveniment, la o nuntă, trebuie să aibă o limită. El pentru el, nu pentru bar. Că barul e nelimitat. Deci poate să vină să bea până nu mai poate. De cine beau mai mult, femeile sau bărbații? Cred că femeile. Da. S-a schimbat cred că situația. Femeile. Adică, da, pentru că... Duc mai mult? Se strâng și spun că hai să dăm un șat și după aia vin. Hai să mai dăm un șat și după aia vin cu alte prieteni. Hai să dăm și cu tine un șat. Și timp în care bărbații la început de eveniment probabil mai preferă o cafea, bine, vorbesc acum în rândul tineretului, că nu cei de vârsta a doua nu vin ei primii la bar și spun... Bine, mai sunt cazuri, dar nu atât de... Excepții, da. Da, nu atât de multe. Precum sunt la tineret. Tineretul când vine la o nuntă, prima oară la bar, mă cred. Hai, să rămâi aici, ce faceți? Ce gândați? Ce păi da, că ei vor să simtă atmosfera, simt așa în petrecere. Și de acolo e punctul cel mai important, că da, dacă el vine și se simte bine primit, să zic așa, toată noaptea ai și în felul ăsta reușești să faci atmosfera pe care o faci. Adică în felul ăsta poți să dai randament și tu. Da. Dar bărbații nu se uită urât la femei când sunt mai, nu știu, s-au amețit poate sau au băut prea mult. Da, le mai pun limite, dar și invers, nu? Acum vreau să fac altfel. Păi dar nu știu că femeile mai sunt filmuleți pe TikTok când se uită totuși, ai băut cam mult, o pauză, da, știi? Da, exact. Sunt ceva multe, de genul, multe cu niște exemple. Priviri din alea de zici că... Bine, ei... Fiind un cuplu, se și cunosc, da. Priviri, știu unde e limita. Stai cu minte. Nu te mai dau acolo, da. Da. Dar și invers. Și se mai întâmplă și invers. Adică da. Acum depinde de nuntă. Ți-am spus, sunt nunți și nunți. Dar mergeți doar la nunți sau și la alte evenimente? La tot felul de evenimente. Uh-huh. Am mers și la banchete, am mers și la majorate, am mers și la nunți, la corporate party, am mers la petreceri private, am mers la petreceri acasă în curtea omului, dacă și-a făcut ziua de naștere acasă în curte, nu a fost. Și ne-au, la tot felul de petreceri. Tot și la corporate, la petrecerile corporate se distrează? Da. Se distrează, nu? Da. Surprinzător, dar da. Da, na, că noi în general avem o părere... Toată lumea, da. Inclusiv și eu. Tocilari, săraci, da. Relaxați pe eu, muncă. Tot ce am văzut la petrecerile astea a fost că oamenii care fac parte dintr-o corporație le place foarte mult să bea băuturi tari, dar foarte tari. Și... Și țin la băutură, da, nu? Da, țin foarte mult la băutură. Am avut, țin minte, un eveniment în care ei, adică băuse o grămadă și spuneau că
nici măcar nu m-am încălzit sau tot felul de replici de astea și eu mă uitam că, și 10, eu capul spuneam că Doamne, dacă beam atâta, cred că mă cădeam în cap acum, da. Nu mai eram în regulă. Da, înseamnă că se distrează, muncesc, dar și distracția, adică nu amestecă lucrurile, măcar da. Când sunt la petreceri. Dar care e cel mai tare șat? Sau cel mai tari? Cele care conțin sunt vodka. Foarte multe pe care le poți face, da. Să fie absint. tari, da, stroc. Mm-hmm. Da, astea care te dau în cap foarte repede. Dar sunt curajoși ăștia care vin și spun că aveți stroc, da, dați-mi shot și după aia vine shot. Mai este un shot cozonac cu stroc pe care îl beau. Ăla e și dulceag așa un pic și... Băuturile dulci în general îți dau și dureri de cap și bine, te iau acum, și repede. Da, depinde de gusturi. Eu dacă ar fi să aleg să beau un shot, nu beau dulce. Eu nu pot. Deci dacă e ceva cu lămâie, e ceva acru. Da. Acum sunt foarte mulți băuturi, cum e și B52-ul, care e foarte băut de doamne, foarte dulce pentru mine ca gust. Și ăla conține, nu știu, Baileys. Da. În general au combinații din astea, da. Uh-huh. Foarte dulce. Da. Păi am băut și odată un shot la șoterie. Cred că se numea Amin, ceva cu Amin. Vitamin Amin, ceva cu Amin. Ah, ok. Na, depinde acum fiecare și cu denumirile astea. Păi Amin era pentru că conținea whisky și ceva combinații tot așa de piureuri cu nu știu ce. Deci după aia aveai o senzație că te-a lovit direct în cap. Deci nu, de atunci n-am mai băut și nici nu o să mai bea vreodată. Că nici eu shot-ul nu... respectiv, dar da. În general cred că o să mai bei. Tot ca și tine, shot-uri din astea mai fresh. Pentru mai că fresh, în general da. Astea nici nu te moleșesc. Îți păstrează senzația aia de petrecere. De euforic, da, efectiv. Da, euforie, da. Uh-huh. Vrei să te distrezi. Da, da. Na. Asta e tot ce ai nevoie. Că, na, și noi, la rândul nostru, vin... invitați la noi și spun hai, dați un șa cu noi sau toată seara, dați un șa cu noi și îți dai seama că la un moment dat trebuie să punem stop la chestia asta, că simți, adică n-ai cum. Ai 200 și de toată invitați munca din vin spate. Aia. Da. Ajungi la urgență. Păi tocmai da. Asta e foarte, adică nici nu-ți dai seama când ia de fapt senzația respectivă, știi? Dar cum o simți, cum trebuie să te oprești, că de altfel, na. Dar na. Mai bei și apă, nu? Eu știu că dacă te hidratezi, se duce apă, efectul, da. Nu? Da. Da, adică deci... noi tot timpul când ajungem la localul, la un local, cerem câteva sticle de apă să le avem în bar, pentru, na, ca pentru să fiți disponibili. Da, ca să hidratăm. Da. Da, corect. Dar zi-mi niște întâmplări amuzante, pentru că nu aveți cum, dacă vă și distrați, invitații da. Au și ei niște idei, niște, nu știu, obiceiuri, momente. Ce ți amintești că na, a fost așa da, sunt specific pe care... românilor? Sunt câteva pe care mi le amintesc. Cred că una dintre cele mai tari a fost o soacră mare. Doamne, deci femeia aia, am postat-o și pe TikTok, pe pagina noastră. A fost sufletul petrecerii. Deci a chiuit într-una toată seara era într-o veselie. Adică să vezi un om toată seara care e super, super, super distractiv, te amuză foarte tare. Mai sunt aceste pedepse de la furatul miresei, să zic da. Așa. Pe care le primesc mirii. Am prins un mirii care era... cu biserica, cânta la biserică sau ceva de genul. Era și, în corul bisericii, ca da. Și poruncă, atunci când i-a dat, când a adus mireasa înapoi, toți furăcioșii ăștia a miresei da. I-au pus să zică Tatăl nostru, dar fiecare cuvânt, Tatăl nostru care da. Ești în... Și în momentul în care cineva se încurca, noi eram cu tava de șaturi și trebuia să bea șaturi. Și dai seama că unii anumiți se încurcau și atunci a fost un moment super amuzant. Adică chiar ne-am distrat foarte tare pe momentul respectiv. Și doamna a băușat-o sau a încercat și ea? Doamna, da. Soacra mare?
nu pot să zic asta la bar, când a băut ea șaturi, a fost când am dus tortul de șaturi. A fost foarte, foarte, foarte... A fost un vibe. Deci ea ne-a ajutat foarte mult seara respectivă. Chiar ne-a ajutat să facem, să acum facem seara, și mai fain, da. Dar uite, am văzut la cei cu, care fac șaturi, mai au și tot fel de momente, cu focuri, cu flacără. Mă refer. Flambate. Flambate, da, totul de genul ăsta, totul la anumite cocktailuri am văzut că se fac. Voi faceți și așa sau nu e, e riscant? N-am făcut. Doar la cerere, dacă ni se cere. Uh-huh. Dacă, da, ni se cere, o să facem. Doar că la evenimente e cu totul altfel. La evenimente oamenii așteaptă să bea atunci, cât mai repede, cât mai rece, cât mai bun și nu... Na, nu vor să stea să aștepte foarte mult, vai Doamne, să-i fac eu flair sau altele. Ei așteaptă produsul finit, cât mai repede. Ei vor să fie cât mai repede, da, și cât mai mult. Da, păi asta, e fiind și vară și cald, la evenimente niciodată nu o să stea. Bine, mai sunt cunoscători, nu zic că nu, dar care au pretenția respectivă, dar tot ce contează este ca omul să fie servit cât mai repede. Pentru că dacă ei se strâng în fața barului câte 10-20, trebuie să-i servești pe toți. Și în momentul ăla nu cred că ar vrea cineva să stea să vadă cum fac eu scheme și cum învârt eu sticlele în mână sau... Da. Bine, ce-i drept nici n-aș ști eu personal să învăț să credi. Dar... Aveți, da, aveți bani mai nu care îi da, pricep, care da, și fac asta. Da. Sunt proces și eu, învăț. Ai învățat, da, am văzut că sunt tot felul de mișcări. Da, da, mai fac, noi avem o hală unde ținem toate treburile astea și mă mai... Încerci să te specializezi, da, mă mai întâlnez acolo, mai... Că altfel n-am unde. Păi îți dai seama că e... ceva pe jos sau din toată sala, dacă... Dar e toată ziua fac asta, că doar, na, aici trebuie antrenament, nu poți da, da, altfel. Da, trebuie să le ai un pic, adică nu... Să știi, să fii un pic sigur pe tine, că dacă vii așa într-o seară și tu n-ai de unde să știi, nici nu faci, adică nu reușești să... Să duci. Da. Mie îmi plac, uite, de exemplu, barmanii, care le zici, nu știu, n-ai chef să, nu știi ce să bei, da? Că mai sunt situații când nu știi să bei, hai să încerc ceva. Da, 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 da. Surprinde-mă cu ceva. Sunt unii care chiar te nimeresc. Da. Adică să fac niște băuturi, că na, te întreabă, vreți mai fresh, vreți mai dulce, mai, da, vreți da, mai așa. Uh-huh. Și chiar dacă sunt o mulțime de variante, sunt unii care chiar te nimeresc și... Îți fac exact ce trebuie. Eu da, am nimerit așa barmani care... Da, sunt. A reușit să mă surprindă, da. Depinde, adică avem și noi neași barmani buni. Foarte buni, unul da, chiar a și câștigat, este un barman neaș care a câștigat, mi se pare că la nivel european, un premiu foarte important în lumea asta a lor. Tot felul de mișcări, de combinații din astea care le fac ei. Un barman foarte bun care, cred că îl cheamă Vlad Gora, ceva de genul. Mm-hmm. Și mă da, gândesc că poate el ar fi... Da, sunt care se pregătesc, da. Mult și reușesc să facă... Și unii chiar pleacă și în afară și studiază. Da, și da, da, învață chestiile da, astea. Pentru cei... Pasionați. Pasionați, da. Care și fac treaba asta. Adică lucrează într-un domeniu, sunt într-un restaurant, practic într-un bar, adică sunt. Mai ales că la noi s-a distrat și foarte mult industria asta. Adică avem cluburi, avem viață de noapte. Da, 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 da. Mulți turiști sunt chiar și pentru asta vin, pentru viața de noapte. Da. Și străini chiar. Da, pentru că vara asta am fost la mare, iar sora mea a fost și ea la mare, dar eu am fost în România, a fost în Grecia. Da. Și eu mă distram super tare. Acolo, de dimineață până noapte, eu m-am distrat în continuu. Era muzică în continuu, toată lumea era cu boxe pe stradă. Pe când ea la ora 11 noapte era în casă, a zis că acolo la 11 noapte se închid toate și nu ai ce să faci. Bine, adică... dar băi, fusese poate într-o stațiune unde erau mai mulți familiști, că dacă mergi în Mykonos nu cred că se întâmplă asta. Probabil, da. Da. Dacă mă întreb, nici nu mai știu cum se cheamă stațiunea. Dar oricum, ei viață Tastos, de noapte cred au doar, cred că doar în Mykonos, unde acolo, într-adevăr, sunt petrecerea. Dar chiar și așa nu țin până dimineață cum țin la noi. Că noi stăm 4-5 dimineața noi chiar. Nu noi păi, avem limite. Cum am văzut că petrecerile încep la 1 noaptea. Deci da, da, păi cel puțin în club, dacă te duci la ora 11. Prea devreme.
Nu e ai gol. Ce să faci, e gol, da. Toată lumea vine de la 12, jumate, unul încolo, adică nu mai e cum era odată. S-au schimbat și la noi. Mm-hmm. Da, chiar și așa sunt petrecăriți. Nouă ne place să petrecem. Că e la nuntă, că e în club, că noi suntem petrecăriți. Da, noi ca popor. Ca nație, da, suntem foarte petrecăriți față de alte nații. Hai să ciocnem în cinstea petrecerilor, când am apucat să bem un vin de la Cotnari. Demisec. Foarte bun. Bun, da. Eu chiar mai servez vinul ăsta și în timpul liber. Mm-hmm. El e foarte bun. Da, e bun. Nu avem șatru astăzi, dar data viitoare poate să dăm câteva. Da, data viitoare promit că o să vin cu câteva. Câteva, că nu e, ca să putem să și ne concentrăm asupra discuției. Dar zi-mi, cei care până acum au fost și au testat, au gustat, sunt persoane care ziceați că au avut diverse tematici, da? La evenimente. Da. Voi faceți orice tip de tematică, adică se poate aplica orice, nu știu, eu văzut, de exemplu, la un bar mobil, nu știu exact în ce oraș, că au făcut o tematică cu Dracula. Că au făcut cocktailuri care să imite sângele, nu știu, au pus nici combinații de piureuri. Pot. Se pot face, nu? Da. Deci, orice. Da, se pot face. Noi am făcut chiar și în domeniul de agricultură. Adică? Adică începând de la meniuri tematice, denumeam cocktailurile și shoturile, gen, în funcție de câte o treabă de asta din agricultură, orice, grâu sau, dar ori te mai cultură, puneam în engleză, ori cumva să suni, ok. Uh-huh. Dar ce a fost o nuntă cu agricultori? Cu fermieri? Da, cu agricultori, Am înțeles, da. Foarte fain. Bine, și am avut și acele pălării cu paie și a fost super ok. Păi aveți hatșa, denumirea la voi nu lipsească pălăriile? Nu trebuie să lipsească pălăriile la noi. Da. Înseamnă că voi reușiți să găsiți pentru fiecare eveniment tematica potrivită și lumea să aprecieze chestia asta. Da, da. Trebuie să ai un pic de imaginație ca când să ne-am poți. Când ne-am apucat era mult mai cerută treaba respectivă. Acum, în prezent, nu prea să mai ceri așa pe tematică. Eu sunt de părere că, cum în Iași, sunt foarte multe baruri mobile. Așa, fiecare se identifică prin felul lui și fiecare are ceva aparte și toată lumea face ceva frumos. Adică, da. Cum și noi ne diferențiem prin treaba asta cu pălăriile, alții prin alte treburi și așa mai departe. Da, fiecare încearcă să iasă în evidență cu anumite chestii personalizate, da. Bine, ți-am zis, voi chiar și așa, chiar dacă sunteți mai mulți, cred că pe piață mai e loc pentru că acum toată lumea cere. Oh, da. E un trend ăsta. Este loc pentru toată lumea. Da, piață. E un trend. Adică toată lumea acum vrea să aibă ceva deosebit la eveniment. La eveniment, da. Și tot timpul se caută ceva ce n-a mai fost. Adică tot timpul. Mai avem și noi idei de pus în practică. Probabil o să ușor, ușor, na. Sunt și costisitoare, trebuie să le iei ușurel, ușurel pe toate ca să te-și aduci într-un punct frumos. Acum abia așteptăm să înceapă sezonul. Să vedem ce ne mai trece prin cap. Aveți deja rezervări, nu? Da, sunt. Avem deja contracte încheiate destul de multe. Și mai mult de 7 într-o seară sau cam recordul? Sunt seri care, bine, acum nu pot să zic că toate serile de 7 nunți sau... Nu, normal, că nu. Mai sunt, da, dar zic recordul, cel mai mult cât ați avut. Da, 7 evenimente într-o seară am avut cel mai mult. Și voi oricum vă deplasați, că de asta bar mobil trebuie să mergeți. Avem nunți și în Iași, dar majoritatea sunt în afara Iașului. Mm. Adică tot ce ține de zona Piatra Neamț, Suceava, am fost și la Călăraș, am fost și la Caraș Severin, am fost peste tot. Și cum se distrează acolo? Foarte bine. Foarte ca noi moldoveni? Da, să știi că da, da. Cel puțin la Călăraș a fost chiar o distracție, a fost Vale acolo, soțul meu, cu încă doi băieți, era o nuntă destul de mare
Și îmi trimitea poze în continuu, în continuu, și filmări, și clipuri. Noi avem un grup pe care ne trimitem noaptea, în timpul evenimentului, ne mai trimitem filmulețe amuzante sau mai știu eu, cum distrăm noi, cum am dat tortul, cum vorbim foarte mult toți. Și Vali trimitea videoclipuri de acolo și chiar lumea era ca la un concert, așa, ca la Antol, nu știu, era așa un vibe de festival și toată lumea distra și foarte fain. Dar ei au păreri preconcepute despre moldoveni? Pentru că observ că noi, chiar dacă suntem din regiuni diferite, unii habar n-au chestii nici despre țara noastră, nu știu. Da. Nu au habar, am întâlnit și eu persoane. Acum nu știu să-ți spun, n-am întrebat asta, ți-am spus, a fost soțul meu și n-am intrat în detalii de genul. Da. La nunta aia bănuiau că erau cei mai mulți din zona respectivă, care au făcut, da. Nu prea erau. Ei, că la noi oricum... Erau doar ei, cred, cu barul. Păi la noi oricum nunțile se fac și cu rude din străinătate și cu rude din alte orașe, vin un oraș unde locuiesc mire sau nu știu, unii mai... avantajos pentru ei să fac nunta, că sunt care fac nu în orașul unde locuiesc, în alt oraș, că e mai avantajos, că sunt mai mulți invitați acolo, ca să nu plătească transportul, că te gândești la cheltuieli, normal. Dar ia zi, din străinătate, ce nu știu, păreri au avut? Ce feedback-uri v-au transmis invitații care, nu știu, poate chiar străini? Străini am avut, da, am avut italieni, am avut... Știu să se distreze, că eu am fost la locomotrii și am văzut. Da, se distrează foarte bine, dar, măi, acum, invitație, poate să spun ție, mamă, ce bun e ăsta, de fapt lui să nu-i placă, sau sunt foarte multe chestii pe care le pot face, fără ca tu să-ți dai seama, de fapt, care este adevărul. Dar faptul că noi suntem super distractivi și... atragem foarte mult oameni spre noi, mai ales fiind străini și așa mai departe, dacă reușești să-l aduci către tine, el nu mai pleacă din lângă tine, adică acolo stă, toată noaptea. Țin minte că tot Vale a avut o nuntă la care jumătate, Mirele era italian și jumătate din invitații au fost italieni și... Deci era atât de încântat, el și știe italiană și era atât de încântat că îmi trimitează toată noaptea videoclipuri în italiană cu el și cu invitații, se filma în continuu, râdeam foarte, a fost super fain. Deci ați atins obiectivul, da. A fost distracție maximă. Da. Acum, probabil, mai sunt și străini la nunți care nu se fac arătați. Da. Ca și români, că nu sunt toți români distractivi. Mai sunt și care preferă să stea la masă, nu vor să danseze ore. Mai sunt care vin cu mașina, mai sunt care... Nu consum băuturi alcoolice. Dar voi aveți și varianta de cocktailuri non-alcoolice. Da. Deci, bineînțeles, da. E pentru toată lumea. Chiar că pentru toată lumea. Da. Și cei mici sunt foarte... Chiar la cei mici ce variante? Beau și ei cocktailuri, nu? Da. Deci dacă încearcă un cocktail, după aia vin la bar, nici nu-i vezi, că stai să te uiți peste bar, e foarte drăgălaș. Și mai ales, ești gălăgie acolo de la muzică. Și vreau la de la roșu, vreau un de la albastru, vreau și eu verde, cum ia sucul la prietena mea, vreau și eu. Sunt foarte simpatici. Curcubeu. Mina, îmi și plac copiii super mult și eu îi țin în seamă și iau un bar cu mine să fac și ei cocktailuri și toate chestiile astea, îmi plac mult. Dar v-ați gândit poate la un cocktail sau un shot vedetă să-l introduceți nou sau mai multe? Adică ziceai că vreți să mai faceți niște schimbări. Ce vrem noi să facem la schimbări este la tematică mai mult. Adică să prezentăm tortul de shoturi într-un anumit fel sau să venim... Pardon. Sau să venim cu alte forme de tort de shoturi. Păi voi aveți acum tortul cu shoturile puse pe fiecare nivel. Da. Acum avem în practică, adică în practică, ne gândim la câteva idei, sunt cam greu de făcut. Nu prea avem susținere pe partea asta, la toate nebunile pe care le avem în cap. Dar, ceva din tot ce avem noi în cap și din tot ce ne propunem, trebuie să iasă, că nu are cum. Bine, ai nevoie și de bani. Normal, ca să investești. Păi da, trebuie investiții. Voi ați reușit să scoateți banii ce ați cheltuit până acum? Sau încă mai durează? Mai,
nici nu știu. N-ați făcut calcule? Spun, n-am făcut calcule, doar că la noi am început cu un bar, după aia am mai făcut unul, am mai făcut unul, am mai făcut unul, încă unul, încă unul, până am ajuns la 7. Norocul nostru a fost că Valei, soțul meu, le-a făcut pe toate, el le-a sudat, el le-a materiale, tot. La fel și cu torturile de șaturi, adică am scăpat de foarte multă cheltuială pe zona asta logistică, da. Și mâna de lucru e foarte scumpă acum, în prezent, la noi în, în România, și am avut foarte mult noroc de el, adică a reușit și a știut să percepe. Să facă. Dar bani mai l-ați găsit, nu? Adică noi mai avem. Da, am găsit și în trecut Vali a lucrat la foarte multe restaurante, cafenele, a rămas prieten cu mulți dintre ei, care în prezent îl și ajută și mai sunt prieteni de-ai prietenilor, prietenii noștri, prietenele mele, că și ele vin cu noi. Da, tot felul de... Avem da, oameni. Pentru că la Horeca, în Horeca cel puțin a fost o perioadă grea, când mulți au renunțat la meseriile lor, pentru că a fost faza cu pandemia și trebuiau să muncească ceva, să câștige ceva și s-au reprofilat. Ori au încercat alte meserii, au plecat în străinătate. Pandemia, chiar a fost o foarte mare problemă în domeniul Horeca. Dar acum ne revenim. Da. Adică noi oricum, acum petrecerile sunt petreceri, restaurantele, am văzut că oamenii merg la restaurant. Restaurantele sunt, mai ales pe weekend, sunt pline. Da, am văzut și eu, puțin, eu frecventez zona Palasului, acolo tot weekendul este plin. Da, înseamnă că nu o ducem chiar așa rău. Da, aparent nu. Da, dacă se ducă la restaurant, că și prețurile au mai crescut. Nu sunt... Da, au mai crescut. Dar nu doar la restaurante, au crescut peste tot. Da. Voi ați rămas cu prețurile de acum 3 ani sau ați mai făcut modificări? Nu, le mai mărim, din cauza costuri mărilor. Costuri mai mari. Da. Se scumpesc foarte mult băuturile și... Bine, noi dacă încheiem un contract anul ăsta pe un preț, la anul nu-ți spun... Rămâne același. Da, nu-ți spun în plus 2, 3, 5, 10 lei pentru că s-au scumpit. Rămâne acel preț, adică nu am făcut niciodată... Da, să respecta contractul semnat, Da. Dar zi-mi, un tip de băutură. Bine, am văzut că cel mai multe combinații la șaturi sunt și la cocktailuri. Vodka sau rum... Da. Gin, cam astea sunt combinațiile. Mai whisky doar pentru cei care, sunt se mai... Se pot face și shoturi cu whisky. Da, mai tare. Mai tare, da. Sau mai sunt tot felul de combinații. Mai sunt invitați care cer acel Long Island, care se face tot așa din 5 baze alcoolice, îl cer cașat. Și atunci el ai o bombă. Bomba, așa-i spunem noi. Bomba. Vine bomba. Bei două, trei din alea. Na, bine, acum ți-am spus. Depinde de persoană. Depinde de persoane. Cât de, cât de mult duc, cât de mult. Dar bine, cei care cer acest tip de șat sunt băutori, cu siguranță. Adică n-au... Se pricep, da. Știu ce... Ce mai sunt și care încearcă, dar a doua oară nu mai vor. E tare. Vor apă. Da. Și ți-am zis, astea făcute cu stroh, cu absint, astea sunt foarte, foarte puternice. Te trântesc imediat. Am încercat și odată absint, da. Deci la mine a fost odată, atât. Încercate, că a doua oară nu le-am mai făcut. Pentru mine nu, sunt prea puternici, eu nu am ce să caut în zona asta de șaturi puternice, nu. Da, trebuie să fii, cred că născut pentru asta, habar n-am ce să spun. Și sunt și femei care consumă tipul ăsta de șat și eu așa în capul meu zic că wow, adică cum nu simți și simt și eu când îl dau sau care e problema, e foarte, foarte ciudat. Da, bine, de eu am văzut chiar și doamne, adică nu fete de vârsta noastră, doamne, care reușesc, să se impresioneze partea asta, adică... Da, sunt. Da, cel puțin sunt acele femei care sunt umblate, să zic așa, care, ai rămâne surprins. Sau femei care muncesc mult fizic.
Da. Da, și sunt foarte puternice. Adică, nu neapărat că sunt ca bărbați, doamne, nu vreau să fac comparații de genul, dar sunt puternice în sens cu fizic, ele absorb altfel băutura, nu știu, nu simt foarte tare alcoolul respectiv. Adică reușesc să bea mai mult, știi? Da, sunt. Da, am văzut și eu, da. Bine, dar multe dintre ele sunt amuzante, te distrezi. Da. Elena, suflet petrecerii de obicei. Da, sunt foarte multe faze amuzante de la evenimente și de la eveniment la eveniment, tot felul de faze amuzante, dar nu reușesc să le mai ții minte. Poate ți-aduce aminte momentul în care vorbești despre ceva anume și atunci se combină cu subiectul. Și... Da, da. Și voi ați făcut, anul ăsta v-ați ocupat cam toate perioadele sau încă mai primiți? Am ocupat în mare tot sezonul, doar că mai este loc, adică... Adică eu mă refer acum la petreceri la nunți, dar mai sunt și alte tipuri de petreceri. Cum spuneam, noi putem duce până la 7 evenimente pe seară, nu sunt toate serile de 7 evenimente. Da. Mai sunt seri cu 1, cu 2, cu 3, cu 4, acolo mai este loc, adică nu s-a terminat, încă mai este loc. Voi aveți pagini de Facebook, TikTok, am văzut, da. Sunteți Instagram. Prezenți, Instagram, postați, da. Aveți activitate. Da, anul ce a trecut am fost un pic mai neglijenți cu postatul. Am postat foarte mult pe story, dar nu atât de mult pe pagină, ca lumea să aibă vizibilitate, să rămână acolo. Da, hat-shot. M-am uitat și eu să văd ce postați. Da. Dar nu, că aveți câteva postări, ia să nu intru încă o dată. Dar de ce ați ales numele Hot Shot? Ați vrut să vă diferențiați cu pălăriile? Ne gândeam foarte mult. Ne-am gândit foarte, foarte, foarte mult la treaba asta. Ne consultam cu un prieten și eram, țin minte, în parc pe copou și dădeam tot felul de lumiri de astea ciudate. Și râdeam unii de alții. Da, ce iese. Da, oare ce combinații. Și deodată eu stăteam pe bancă și zic că este jocul la Cantar și zici, dar nu-i Hot Shot. Headshot. Și zic că, băi, hai să ne chemăm așa. Da. Prietenul respectiv ne-a îndrumat către o fată care se ocupă cu PR sau nu știu cum. Iar ea, de fapt, a ales numele de Headshot, știi? Adică, păi da. După aia, noi oricum purtam pălării, eu cu Vali purtam pălării, noi când ne-am cunoscut amândoi aveam pălărie. Purtăm pălării, ne plac pălăriile și... Da, ne gândeam că, măi, asta chiar o să ne reprezinte, adică o să fim noi, o să fie bine. Și ea ne-a ajutat foarte mult. Și în continuare așa, ne ajută. Da, uite, mă uitam la tortul cu șaturi, toate culorile. Da, acel tortul de șaturi cu serinci, da. Cu serinci, da. Este un moment prea comic. Deci, prima oară când ne-am dus cu acest tort de șaturi, cu acest tip de tort de șaturi. Bine, tu oricum ești obișnuit cu seringele, ce ține de medicin, tu ești farmacistă, deci... Da. Tot, eu oricum eram familiarizată cu ele, dar vreau să spun că la primul eveniment, când am dus acest tort de șaturi, lumea era atât de surprinsă de idei în sine, încât unii dintre ei nu și-au dat seama că alea sunt de băut, adică îți pui seringa în gură și... Tragi. Da, și bei șatul. Și luau și se stropeau așa între ei. Băi, rosit băutura. Erau urâți pe cămăși, pe doamne. Da. Deci a fost atât de amuzant. Vreau să spun că momentul în sine a durat undeva la jumătate de oră, ceea ce de regulă nu durează atât de mult să dai un tort de șaturi. Pentru că, ține și de muzică. Colaborez foarte mult cu formația în momentul respectiv. Să ne sincronizăm. Da. Și, acel moment chiar a durat undeva la jumătate de oră. Mai mult decât v-ați obișnuit, nu? Da. Am zis că o să contactez persoana respectivă să-mi dea și mie filmarea de la nuntă, că trebuie să mă mai... Da, oricum, voi văd. Ar fi super tare să ne dea să o postăm, să mai... Eu mă uit aici ce mai postați, pentru că aveți ceva postări, deci ați acumulat ceva experiență. Da, sunt. Da, uite,
Aveți și Merlin Monroe? Nu. A fost pur și simplu... Nu a fost avut tematică Merlin Monroe, nu? A fost pur și simplu... Nu, doar o postare de-a voastră. Da. Păi asta zic, că la tematici acum sunt o mulțime. De la... am văzut cu seriale, nunți făcute după seriale, da. Cu tematici, nu știu, cu îmbrăcăminte, ca un anumit... Da, dress code, da. S-au văzut și la noi acum, nu doar la evenimente la nunți, chiar și restaurantele fac, nu știu, white party sau cluburile. Da, e ceva sunt acum normal. Tematici de genul white party, black party. Da, nu mai da, e. Eu ce mai obișnuit să fac nunta și la fel aș vrea și eu cu white. White party, nu? Da, interesant să vezi asta. Da, nu știu, mie mi se pare curat. Adică asta îmi dă senzația albă ăsta, curat, toată lumea să fie în alb, senin, toată lumea pură, gen, nu știu. Nu mai apare discuția că doar mirea să trebuie să fie îmbrăcată în alb, nu au voie invitatele să se îmbrace în alb. Eu nu aș avea, sincer, o problemă cu treaba asta. Fiecare se vină cum se simte bine și comod, chiar dacă e alb, chiar dacă e... Da, am văzut că mai sunt... Nu m-ar deranja. Nemulțumiri. Și Miri îți distrează și ei, văd, aici în postări. Aveți. Dar și... Miri, cred că cel mai mult. Ei sunt. Dar și cei care cântă. Am văzut că și formațiile sunt formații acolo, cu care colaborăm super mult. Suntem foarte compatibili și ne ies momentele foarte, foarte bine alături de ei. Dar sunt formații la care, na, depinde în ce zonă te duci. Am dat tortul și pe dacă ploaia s-ar opri. Adică... A fost foarte trist pentru noi. Nu. Bine, ei erau și un pic... ei nu cântau manele, nu știu ce formații este, nu mai țin minte. Nu cântau manele sau ceva. Doar muzică clasică sau ce? Muzică mai din asta? Mai jazz, mai chestii de genul, știi? Pop, da. Da, și... El era un tip care avea părul lung și îmi spune că stați să vedeți ce moment vă fac eu vouă acum. Dar nu erau rocker, nu? Mai nu, doar adică, că oricum... unii aveau înfățișare. De... Eu oricum ascultam, am văzut mai multe genuri muzicale. Cel puțin am văzut că ascultă și manele, nu sunt... Adică ei... Da, am avut și multe de rocker. Pot să spun că o nuntă la care... Cred că eu m-am distrat cel mai mult. Da, știi, pe asta zic, ei sunt de distracție, nu? Da, foarte fain și au avut tot felul de chestii de astea, ca mărturie au avut tatu bar, toată lumea era tatuată pe gât, pe mâini, pe ochi, pe față, pe tot felul. Da, bine, nu era permanent, era ceva temporar. Da, ce se ducea, da, temporar. Te-a pus, da. Da, păi uite, ei sunt foarte creativi, se pare, partea asta de petreceri și evenimente. Deci a fost un eveniment foarte reușit. La ei. Da, înseamnă că voi ați avut și un moment mai greu, cel cu dacă ploaia s-ar opri. Oh, da. Și eram atât de entuziasmați. Noi când dăm acest tort de șaturi, suntem foarte entuziasmați. Haideți toată lumea să ne mobilăm, să facem, pune, strânge, ia nu băutura, toarnă băutura, pune șaturile, hai să intrăm. Și când intrăm, să intrăm cu vibe, adică ne luăm șervețele în mână, aruncăm cu șervețele. Bine, asta unde ne permite, adică nu toate sările putem face treaba asta. Și el ne spunea că vai, dar ce, stați să vedeți ce moment mișto o să vă fac eu. Doamne, și când am auzit, dar prima oară în capul meu, eu nu-mi dădeam seama dacă e vreun început de piesă bună sau chiar dacă ploaia s-ar opri. Și stăteam și mă gândeam în capul meu, cred că nu. Și deci a fost cel mai trist moment din viața mea. Foarte trist. Nu era sincronizat, adică petrecere pe șaturi și așa. A fost foarte... Da. Hei, poate nu o să mai aveți momente din astea, mai discutați. Da, ideea este că nu, pentru formația. Noi da, au fost cei din formație. Cel mai, cred că... N-au găsit momentul potrivit ca să ieșiți voi cu șaturile. Uite, aici ai putea, de exemplu, s-ar potrivi cu tematica ta, cocktailul de la nuntă. Da. Tot. Cu tematica mea, da. Da. Aici, asta cred că are, cred că am băut și un cocktail din ăsta. Ananas, da. Uh-huh. Da. Bine, oamenii văd că aleg mult zona asta de piureuri, de fructe și așa, că astea sunt fresh, astea sunt mai ușoare. Dar dă-mi un exemplu, nu știu, de shot cocktail, ce-ți vine în minte.
rețeta, adică care, nu știu, poți să o faci acasă. Bunesc unii din astea poți să le faci acasă, cocktailul, da. Nu? Adică nu neapărat. Cel mai simplu cred că ar fi Cuba Libre, în care ai rom, cola, gheață și lime. Da, corect, adică da. Asta cred că e cel mai simplu din lume. Da. Mai ai Hugo, care e foarte simplu de făcut acasă. Aperolul este foarte simplu de făcut acasă. Adică ai nevoie doar de câteva ingrediente, da. Câteva ingrediente ca să poți... De exemplu, la Hugo ai nevoie de lime, de acel sirop de soc, de mentă, prosecco și de preferință acum apă minerală. Mie îmi place să-l beau cu Sprite, de exemplu, Hugo. Eu cu apă minerală am băut până acum. Da, mi-mi place foarte mult combinația cu Sprite. Acum ți-am spus, fiecare cu gustul lui. Da, gusturile da. Nu se discută. Da, păi sunt cocktailuri care, exact cum ziceam, sunt foarte fresh. Pentru că, na, și compoziția, na, combinațiile făcute au chestii fresh, na, prosecco nu-i neapărat ceva care se îmbete foarte repede, o băutură așa, da. Și acum, pentru că e o varietate și foarte mare de cocktailuri și ai de unde să alegi și sunt și multe fresh, le poți combina unele dintre ele, adică și nu poți ieși nimic. Da, am văzut. Da. Exact cum zicea, ia lista cu shot-uri, vreau de la primul până la ultimul. Da, și nu ți-e rău a doua zi, ca să zici că ai dureri de cap și... Contează foarte mult dacă tu te hidratezi cu apă. Da. În tot timpul ăsta. Adică dacă bei shot-uri, bei cocktailuri, bei... La un moment dat mai bei și niște apă, știi? Mai bei apă, iar mai bei mai alcool, iar apă, iar alcool. Și chestia asta te ajută foarte mult cu apa, adică chiar te ajută. Da, deci beți apă, hidratați-vă dacă beți șaturi, fără număr. Dacă vreți să beți cât mai multe șaturi, să beți cu apă. Da. Bun, deci cei care vă urmăresc să știu despre voi, cei care nu vă știu, să vă urmărească pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok. La iubire, să zic așa, avem acum și o reducere de 25% la fiecare pachet. Și da, vă așteptăm cât mai faceți multe... Faceți șatura acasă cu cocktailuri. Da. Veniți? Probabil chiar mă gândesc așa să mă apuc mai serios de treaba asta cu TikTok-ul și să facem tot felul de filmulețe de astea. Da, foarte, foarte amuzante. Pentru că la evenimente chiar sunt foarte multe momente. Idei și momente. Și păi da. Că, da, da. Noroc că avem acum cu ce să filmăm, surprindem orice. Chiar cum ar fi, acum nu mai poți nici să te miști. Știi că, da, exact, era o vorbă că cei de generația mea sau nu știu mai în vârstă, făcuseră ei prostii când erau tineri, dar nu, erau telefoane atât de performanți să filmeze. Deci, să le vadă, acum orice, din păcate, poate fi surprins. Mulțumesc, Bruna, că ai venit. Mai și eu mulțumesc, Raluca, pentru invitație. Da, de viitoare vin și bem șaturi. Da. Ca să facem o demonstrație practică. Data viitoare o să vin eu și pe Valeriu îl pun aici să fac rețete și... Da. Păi nu, trebuie să facem practică, să dăm feedback-uri, să ne urmărească cei care vor să bea și să le explicăm despre ce e vorba. Azi a fost așa mai mult de prezentare, să te cunoaște mai bine, să te știi cei care încă nu vă știu, știi, pe voi cei de la Hot Shot. Succes! Mulțumim. Și ne vedem mult la petrecere. Cu siguranță ne vedem la petrecere. Da. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. Mulțumim și noastră că ne-ați urmărit și nu uitați, dați share, like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Aveți și o ofertă din partea balcan.ro. Dacă intrați pe site-ul balcan.ro, aveți 10% reducere la orice produs achiziționat de pe site. Dacă folosiți codul de reducere BZ10, deci nu ratați oferta, eu vă mulțumesc și numai bine!